Salutare, First Player, s-a lansat PUBG New State, îl jucăm pe iOS, pe iPhone și am dat grafica la max, asta în cazul în care nu mă credeți, hai să intrăm aici, țaca-paca, graphics, max, nu, de fapt ăla e frame rate-ul, scuze, low, medium, high, very high, ultra și max, calitate grafică ultra, anti-aliasing, on și luminositate suficientă, dăm save și începem meciul în curând. Sunt într-un party de 4 oameni. Unul este român, evident, Marius32. Salut, Marius. Și hai să vedem care-i treaba aici. Noua hartă, Troi. Și vehicule noi, ce mai lucioase. Am jucat deja un match, este al doilea. Am zis să nu fiu chiar așa complet virgin în jocul ăsta. PUBG New State, lansat azi, 11 noiembrie, înainte de Black Friday. ID-ul meu este Tristan T. HRYSTAN, dacă mă căutați pe acolo, și aștept să sară colegii de echipă să sărim și noi odată pe harta asta. Ok, devine weird. Așa. Mi-am tras un personaj cu tălpile goale și cu părul verde, cu creasta așa frumoasă. Hai să vedem care e treaba cu noul PUBG, că e mult hype. Cred că e după un an e hype-ul ăsta. Am încercat să joc la un moment dat cu un VPN, nebunii. Am reușit să intru doar în meniu și atât. Aștept acum să aterizăm. Am făcut un singur kill în celălalt meci și am murit ca prost după aia. Ia să vedem. Deja am început să omoare oamenii, am avut primul kill, mai sunt 99 în viață din 100. Sunt curios dacă bagă și alte moduri de joc. Păi unde mai dus Bobiță? Fițar cu echipierul de râs. Hai că am doi băieți acolo, la casa aia. Dacă aveți ponturi, dați în comentarii. Ar trebui să aterizezi acolo, acolo e arma mai bună. Grafica ta arată prost. Apropo, jucăm pe iPhone 13 Pro asta, ca să fie clar că telefonul e performant și te întreabă la început dacă vrei să joci 2 fingers, 3 fingers, 4 fingers. Am ales 2 fingers, că așa m-am învățat eu. Hai că am și armă. A, mai ia gripul. Nu vrei? Nu vrei grip. Nu-ți place gripul. Au pus băieții și țintă unde trebuie să ajungem pe hartă. Ce zice la pilipilar? What is pilipilar? Foarte des mi se întâmplă chestia asta cu aplecarea pentru a trage complet aiurea. Mini 14, n-aș găsi și o cască, ceva, o vestă antiglonț. Mamă, ce m-a speriat de ăla. N-am nimic util pe aici. Apoi, hai să mergem în direcția aia. PUBG New State, nu pot să cred. S-ar trebui să fie PUBG 2.0, dar la cum îl văd eu așa, sincer, ca grafică, nu simt un mare upgrade. Sincer. Tommy Gunul ăsta mi-a picat și ultima oară, deci dacă vreți Tommy Gunul o să găsiți din belșug. Copacii ăștia nu sunt desenați așa foarte amplu, foarte detaliat. Sper să nu mor din prima. De obicei, în căsuțele astea turn și în tot felul de turnuri meteo, găseai chestii bune. Gen muniții, arme, nebunii. Întrebarea e, cum urc? O scară pe aici. Aici e bine să sniperești. Asta nu e niciun dubiu. Police vest level 2. Așa, tata. Pilipilar. Vorba aia. Ce-i asta? Mutant. Mi-aș da Tommy Gunul pe Mutant. Văd că Mutant ăsta e un M14 sau un M4, ceva de genul ăsta. Și se vorbesc între ei. Nici o treabă. Apropo, nu știu dacă v-am zis, dar vehiculele arată șmecher aici. Lucesc așa.
Sunt bine făcute, au destul de multe detalii. Mamă, ce frecvență de tragere era asta. O să mă lase foarte rapid fără muniție. Partea proastă e că dacă nu omori acum la început inamicii, băiatul și cască, mai încolo îi prinzi upgradați. Și nu e bine. Yeah. Pe aici ar trebui să pot să iau un vehicul. Niciun caz asta că-i vai mama lui. Vai steaua lui. Noul PUBG, hă? Eu zic că mai are nevoie de niște upgrade-uri, că până una alta nu arată foarte impresionant. Uite o mașinuță. Nu dam copac, nu. Nu te prefera nici în pietre. Bă, da, asta m-a parașutat la naiba în praznic. De cât am de mers ca să ajung la zonă. Niciodată nu mă mai aduc cu echipieri. Mă jur. Ce limba am setat jocul, frate? Sau poate limba celui care a făcut echipa? Ce lac urât! Au! Au, 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 au! A, asta aproape de zonă, e bine. Facem și noi un kill azi? Deci am așa o presimțire că colegii mei o să moară prin aici de zonă. Până acum e boring gameplay-ul ăsta, știu, dar asta e. Și am ajuns și la zonă. Mai sunt 59 de oameni în viață. AKM? N-ar fi rău. Oh, zona roșie. E să fugim de aici. Hai bă, da, omor și-o pe cineva azi. Mă simt ca la începutul de PUBG-ului, când 20 de minute stăteam, alergam, bă, și nu găseam pe nimeni. Nimeni nimic. Păi cineva pe aici? Energy drink, bun. Medkit, bun.
Bă, deci o clipă m-am oprit, vorbeam cu cineva pe mes, bă, și zici că m-am mirosit, băga-mea și piciorul. Bine că avea multe pe el prostul. Nu mi-a luat foarte multă viață, din fericire. Hai să mă uit în backpack să văd dacă pot să mai mănânc ceva sănătos. Ți-ar familia de râs. Băgăm niște adrenalină aici să fie. Cum să vii, mă, să tragi în mine așa? Și omul trăgea de în crouch. Ia mai ceva în cutia asta? Oho, multe chestii. Dar nimic fascinant. Ce nemernic. Nu-mi place cum trage arma asta. Că trage single shots. Să vedem cum facem să schimbăm. Asta trage burst, așa mai vii de acasă. Bă, cum stătea el acolo crouchuit. Bă, ce nemernic. Măcar am făcut și un kill. Deloc onorabil. Că l-a tras în mine ca în Schweizer. Dar eu... na. Nu sunt foarte impresionat de grafica asta, pot să vă zic. Au niște gloanțe acolo. Au fi tovarășii mei la ananghie. Văd și o mașinuță. Bă, că au scăpat, adică... Partea bună e că au supraviețuit băieții la zona roșie. Ia uite aici. Sataniști au dat foc. Mamă, dar arată cringe flăcările astea, frate. Cringe. Pe de altă parte, mașina asta n-arată rău. Mă bag și eu, bro. Mă bag în portbagaj, nu? Au! Pe ce cu nemernicia asta? Uite, asta ziceam, mașina asta chiar arată bine. Toate ăștia trag în mine. Talibani, să-mi bag piciorul. Mergi vreo recompensa dacă arunci mașina în aer? Talibani ăștia. Doamne, apără și păzește. Nu mai umblu cu voi. Apropo de zonă, să micșorează. De ce nu am jocul ăsta limba engleză asta, mă seacă? De ce l-aud pe ăla? Ai, nu, 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 nu. În viață. Noi suntem 4. Marius e foarte rănit. Dacă aș fi un coleg bun, m-aș întoarce acum și l-aș vindeca pe Marius. Gokar e pe chat. Gokar ești de treabă, dar ce face cu prietenii noștri, colegii noștri? Hai, mă, amărâților. Nu înțeleg pe aia doi, frate. Hujumun ala alamati. Uite, o chestie pe care am învățat despre jocul ăsta e că în tururile astea se găsești chestii mișto. Yeah. Smoke grenade. E, uite, în turnul ăsta nu s-a adeverit, vezi, ai jinxed it. Ce naiba poți să faci cu drone credits? Opa, picioare, opa! Ce fac, bobiță? Pă, cine pândeai tu acolo frumos, mă? Mă, ce pândea el așa după colț, bă, băiatule, bă. SKS. Vector! Vector Ponta. Iubesc vectorul.
Vectorul e viața mea. Mama, am vector, frate. Aia zic. Ia să mă întind eu pe burtă, că n-am mai făcut de mult pe neburul. Ahtaju ila musaada. Ca un șerpi. إننا بحاجة لمزيد من الزملاء بالفريق لنجب مركبة لسنا بحاجة إلى تجنيد استراحة ذهاب إلى المرحاض سأعاود الاتصال ستاتات البلكتيسيت وما ينجب شي بلاك فرايدي ولا نمار ان كورند وسفية ترابة مولتة. Vă luați ceva de Black Friday, ziceți în comentarii. Opa, am văzut o parașută în partea aia. Cred că a fost un drop de la șmecher, da. Și dropul nu e neapărat un prilej să... mi-au eu ceva, că sunt destul de bine echipat. Mă gândesc că e un prilej mai degrabă să mai împuși niște fraieri. Marius, a murit Marius! Nu, Mariuse! Mariuse, de ce te-ai dus? S-a dus să cânte populară cu Petrica Mâțu Stoian. E teren deschis aici, nu-mi place. O luăm așa până în văluire. Nu-i văd pe alții să dea goană aici. Vor fi precauți ca mine. Communist Link a fost ucis de democrație. Yeah. Ah, Spetsnaz helmet și un AVM, ăla e sniper. Meh. Bă, dar oare mă pot otrăvi sau scufundam la știna asta? Aoleu! Unde n-ai bani? Puteri neba s-a tras, frate. Mamă, ce rafală! Ce rafală superbă! Trebuie să recunosc că sunt impresionat de mine însumi. Bravo, Alex! Mamă, găuri, serios? Omor băiatul 3. Și-a făcut băiatul norma și acum bagă o șaorma. Ce avea asta pe el? AKM. Scope. Hai să iau AKM. I need help. Gocar are nevoie de ajutor. Păi nu te ajută pe gocarul meu? Nu știu dacă se ia pe omlaștina asta. Mi-ar fi aiurea să mor de la omlaștină penală când tocmai am omorât un băiat șmecher. Am și o grenadă aici să o folosesc la un moment dat. Ah, înțepenisem în cârmâz. Vezi că cred că poți să te înțepenești în cârmâzul ăsta. Cum ajung eu la băieții mei după partea aia? Mamă, deci nu vreau să rămân în mlaștina asta să mor. Bă, dar multă mlaștină mai pe aici, frate. Defileul Jiului ce-i ăsta? Bă, dar iar sunteți în spatele zonei, trăi varvo, că se strânge zona acum și ne prinde nebunia pe aici. A murit Gocar.
Până m-am dus eu, a rămas singur în echipa. Asta e. Reprezent. Reprezent Sălejan. Marius 32, dacă te uiți la gameplay-ul ăsta, ești iubit. Ce n-am făcut încă în jocul ăsta e să calc omuleți cu mașina. Uite o mașină acolo. Oh, două mașini. Mamă, dacă mă văd aia, sunt mâncat. Ia să fă mașinile alea. Le observ de la distanță. Hai să rompă la copaci. A, păi da, eu am cam încurcat acum. Dacă mă întâlnesc cu unul care are echipă șmecheră, ăla sunt. E să fii mai tiptili așa, mai subtili. Că se trage în partea aia. Se trage serios în partea aia. Aha. Dar văd mai mult o grămadă. Da. Asta bate un pic mai bine. Dar nu până iarbă. Să vezi ce mi-o fur acum. Bine că am ajuns măcar în top 20, nu? Foarte prost e că unii sunt în echipă. Top 19. M-aș cam da cu mașinuța asta. Da, e cam descoperită. Auleu! Ți-ar mașina de râs. Cred că e electrică. Ce sunet ăsta mai ciudățel. Calcăm pe cineva? Ce zice? Nu! Bă, da, băgameși! Bă, dar cu ce neaba trag ăștia? Și că trag cu pietre, uite! Fii atent! Te fac o bobiță! Nu! Băgameși! Rafale! Ah, ieși! Tu-te-n! Băgam, ieși!
Asta este PUBG New State. Asta a fost gameplay-ul. Am terminat pe loc 8. Ah, fier ar să fie. Trasez mai devreme din vehicul. Ia, ce-au făcut ăștia? Mi-au luat de... Ia uite ce e aici. Mi-au luat tot ce aveam pe mine. Erau în echipă. Niște turci. Turki, Turkbey, Sinan, Pasha, Ülükürt, Toxic. Au împânzit turcii jocul. Fii atent că era unul mort. Cred că stau caftisime cu mașina. Uite bă, turcii ce știu să joace. Clar ăștia câștigă. Da, deci cam asta a fost gameplay. Sper că v-a plăcut. Cât de cât. PUBG New State este aici. Pe iOS cel puțin, pe Android nu știu. Ar trebui să fie și pe Android. Cam așa se joacă. Hărțile sunt Troy, Erangel 2051, Station și Training Ground. Poți să joci solo squad, third person, first person. Și recompense. Am mai încercat să le mai primesc, dar nu n-am mers. E un bug ăsta. Se și blochează puțin după aia, după ce dau accept. Aia e. Cam atât la first play. Asta a fost primele impresii. N-arată așa bine cum așteptam grafica. Controlul e ok, armele la fel, nu-mi place cum sună armele, vehiculele arată mai bine. Harta e foarte mare și nu prea găsești oameni. Ciao!